cum găsit prieteni chinezii care au cea mai mare companie producătoare de baterii din lume, au descoperit, au inventat, chiar au produs bateria care oferă automobilelor electrice o autonomie de 1000 de kilometri. Foarte multe mașini electrice se vând, într-adevăr, pentru că sunt extraordinare, au o mulțime de facilități, în primul și în primul rând faptul că practic nu consumă nimic, să spunem, cel puțin la nivelul prețurilor de anul trecut, consumul de curent electric era unul foarte, foarte redus, aproape neglijabil din punct de vedere financiar. Costurile erau foarte mici, comparabil cu combustibilii fosili care sunt foarte scumpi. Ei bine, s-a rezolvat și cel mai mare inconvenient, autonomia acestor automobile care, iată, ar putea să atingă și 1000 de kilometri. Au dat lovitura, practic, chinezii. Demonstrează încă o dată că sunt una dintre cele mai mari puteri ale lumii, dacă nu chiar cea mai mare putere a lumii. Au depășit pe cei de la Tesla și au creat o astfel de baterie. Sunt convinsă că aceasta va fi și mult mai ieftină față de cealaltă și vor aduce în curând pe piață niște automobile mult mai accesibile, care vor avea vânzări extraordinare. Asta în condițiile în care din ce în ce mai mulți oameni vor să-și cumpere automobile electrice. Și în acest moment există două mari inconveniente: faptul că autonomia este una destul de mică și faptul că rețeaua aceasta de alimentare este una, să spunem, în continuare. Chiar am vorbit și cu prieteni care locuiesc în străinătate, în afara țării, în alte țări europene, să spunem, mai dezvoltate, unde această rețea de locuri în care se pot alimenta automobilele electrice este una deficitară. Nu este suficient dezvoltată, nu prea îți poți permite să pleci cu un astfel de automobil pe autostradă decât pe distanțe foarte mici. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, numai bine!